Mulți tineri își pierd timpul cu diferite preocupări, neștiind că dacă ar încerca să descopere ce se ascunde înăuntrul lor, ar deschide ușă spre propria ființă. E nevoie de răbdare, de ceva care să ne dea curaj și să ne inspire pentru a ne descoperi pe noi în ceva și a descoperi acel ceva din noi care ne va ajuta să vedem lucrurile mai frumoase și să fim pozitivi. În următoarele câteva minute vom încerca să vă dovedim că cei care încearcă să se găsească pe sine sunt mult mai optimiști și știu să spere. Dragi telespectatori, ne aflăm într-un spațiu frumos, înconjurați de diferite picturi, de foarte, foarte multe culori diferite, înconjurat și de pensule și de pânză, iar despre tot ce se află în jurul nostru ne va vorbi mai mult invitata emisiunii noastre, Ramona Talianu Sonca, care, după cum observăm, a și început să lucreze. Iar despre ce face ea aici, ne va spune singură. Ramona, ce ai început să faci? Este o natură statică care reprezintă flori, o carte cu niște versuri scrise. Înseamnă că scrii și versuri? Da, se poate spune că scrii și versuri. Deci este o natură statică în tuș, alb-negru. Este contrastul dintre alb-negru, trecerea dintre alb spre negru. Atunci când începi să pictezi, te inspiră versurile să pictezi sau pictura să scrii? Păi versurile și pictura, indiferent. Deci ambele mă inspiră. Care sunt culorile pe care le folosești cel mai mult atunci când începi să creezi? Culorile încep de la cele mai închise spre deschise, deci ultima vine albul. Deci întotdeauna de la închis spre deschis. Verde închis, negru, albastru închis, spre nuanțele cele mai deschise până la alb. De ce ai făcut această alegere? Păi cred că tușul este una dintre cele mai bune tehnice pe care lucrez și am vrut să vă fac o surpriză așa, să vă surprind plăcut, sper. Bineînțeles. Ramona, când ai simțit că ai pasiune sau, să spunem, înclinații spre desen? Când deja de micuță m-a atras pictura, încă din fragida copilărie, și am simțit că exprimarea plastică îmi permite să-mi spun emoțiile mele interioare. Și am început încă din fragida copilărie, însă am început foarte serios să mă ocup cu aceasta din 2005. Deja de 5 ani mă ocup serios. Merg la ore particulare la profesoarea mea, Ramona Magda, de 2 ori pe săptămână, sâmbătă și duminică, atât cât îmi permite timpul alături de celelalte obligații, dar cu o plăcere foarte mare ajung să fac totul. Care este semnificația lucrărilor tale? Semnificația este că pe lângă tot este un hobby cu care, dar totodată și obligație pe care o satisfac cu plăcere în timpul liber. Și este o semnificație foarte plăcută pentru fiecare și cred că pentru fiecare care privesc picturile mele. Dacă cineva te critică, cum reacționezi? Pozitiv întotdeauna. Deci accept și criticile pozitive și negative tot. În jurul nostru sunt și niște peisaje pe care le-ai făcut tu. Ce te inspiră cel mai mult atunci când începi să reproduci imagini din natură? Păi natura din jur. Deci natura din jurul orașului meu, natal, Vârșeț, natura din Voivodina, adică din regiunea noastră, meleagurile noastre, și chiar și marea, pentru că sunt o admiratoare a mării, a oceanelor, apelor și în rest. Ce alte pasiuni ai alături de pictură și ce te înscrie, ce te inspiră atunci când începi să creezi? De unde pornește ideea să creezi tu singură ceva? Păi ideea de creare pornește din interiorul meu, adică din ceea ce văd și ceea ce încerc să pun pe hârtia albă. Deci eu când încep culorile, culorile îmi dau o dimensiune, un spațiu, deci spațiu când îl văd, îmi dau un tempo spațială pentru să umplu cât mai repede hârtia albă, culorile. Vrei să ne povestești ceva despre o pictură pe care o avem aici? Cum a început și unde? Poți să alegi tu care vrei. Sunt unele de la, cum am început la început, sunt altele cum am avansat și mai departe. Alegeți dumneavoastră și eu cu dragul să vă spun. Avem aici, jos, una foarte frumoasă. Da, este o toamnă. Reprezintă o toamnă destul de târzie, în pasteluri,
adică tehnică combinată pasteluri cu temperă, din anul 2008 deja făcută. Cum te simți tu atunci când mergi pe stradă și vezi că natura se schimbă din anotimp în anotimp, putem spune chiar din zi în zi? Cum te simți și cum, de unde provine ideea aia ca să încerci să reproduci ceea ce vezi? Păi, bineînțeles că natura se schimbă din zi în zi și asta îmi dă chiar și o modalitate să mă exprim. Adică tot ceea ce văd încerc să pun pe hârtie. Și cred că asta e un fel de inspirație, natura, timpul și trecerea din zi în zi spre timpul urât, timpul frumos, ploaie și așa mai departe. Ai expus până acum? Da, am avut chiar foarte multe expoziții. Am început deja din anul 2006 cu expozițiile, cu taberele internaționale. Prima expoziție a fost la Luceafărul, 2006. După aceea urmează tabăra cu ocazia Balului Strugului, tot în 2006. Apoi tabăra internațională în România, Poiana Pinului, 2006. Expoziții la Casa Tineretului în 2007. Vernisajul primei expoziții, 27 mai 2007. După aceea la Centrul de Gerontologie din Vârșeț, cu ocazia sărbătoriei Zilei Femelei 8 martie 2006, 2007, 2008. Chiar și în 2009 am participat la o expoziție din Belgrad, Femeile Crează, intitulată Femeile Crează, la Teatru 78, anul trecut. Am participat la a 50-a expoziție a Pai Jovanović, din cunoscutul nostru pictor din Vârșeț, anul trecut, unde am luat premiul 2, cu ocazia sărbătoriei acestei manifestații. La Protecția Mediului Ambiant 2009, iarăși am primit mențiune la Novi Sad. Atunci la proiectul internațional Misionarii Viitorului, împreună cu Casa Tineretului din Vârșeț, în colaborație cu Casa Tineretului din Timișoara, care a durat o perioadă destul de lungă, un an și aproximativ jumătate de zile, unde am fost chiar și la Crucea Roșie, am avut o tabără, mini-tabără. Ai început cu foarte multe expoziții, nu una din câte îmi dau eu seama, și am aflat că ai făcut și ilustrația unei coperte, dacă nu mă înșel. Mai precis este vorba despre cartea Miții și Puf a Marianei Stratulat, pe care o vedem acolo în colț. Poți și să ne-o dai? Da. Cartea cu copertă și ilustrații, dar mai făcut încă două ilustrații pentru cărțile Culorile Vârstei și De Profundis, împreună cu profesorul Ion Berlovan, a membrilor elevilor din liceul Borislav Petru Brața din Vârșeț. Aici putem vedea toate ilustrațiile făcute de mine. Deci sunt mai multe, nu doar coperta. Mai multe. Abstracție, realism, natură. Vrând nevrând, obstacolele din zilele noastre uneori reușesc să ne facă să gândim că nu vom reuși să ieșim la suprafață, dar nu ne pot opri să luptăm pentru realizarea visurilor care, cu toate că par irealizabile, se pot prin muncă și perseverență transforma.